În România, cel puțin jumătate de milion de români optează pentru stilul alimentar vegetarian. Masa de sărbători este îmbelșugată și conține nenumărate feluri de mâncare, considerate de mulți prea greu de digerat. Roxana Petre, una dintre fondatoarele Bistro Rovegan, ne-a împărtășit ce elemente trebuie să conțină o masă de sărbători în familie în stil rovegan. Piftia, drobul, friptura, salata de pui sau beef cu maioneză din ou, sarmalele, cozonacul, devin cremă din caju cu morar, cremă din caju cu sfeclă și cânepă de corticată. Pe lângă acestea se servesc și sarmalele cu mămăligă și smântână din caju și grill preurotus. Pentru desert, în meniu există tortul Amoraus din goji, caju, unde cacao, vanilie, fructe de pădure, sfeclă și fulgi de cocos.